Seară bună, domnilor, seară bună, domnilor, suntem din nou la de la stânga la dreapta, suntem într-o, după unii fatidică dată de 13, haide să nu ne luăm de asocieri de genul ăsta din calendarul timpurilor noastre și suntem în zona de Olt, unde codul este aproape spre roșu peste noi, pentru că, da, astăzi Oltul și județele din extreme de stânga și de dreapta au fost sub temperaturi de 40 de grade. Arde tot, ni se arde, ni se arde, ni se arde tot și credem că până la urmă trebuie să purtăm crucea asta și poate că din învățămintele unei veri, cum n-am mai fost nici când până în clipa de față, să le tragem și noi pe cele mai bune, să pricepem că cele mai de preț lucruri poate că nu țin de ultimul model de telefon sau de ultimul accesoriu compatibil cu nu știu ce rețele, de ultima fiță în materie de modă, poate că printre cele mai de preț lucruri pe care merită să le privim cu atenție și cu condescență de aici încolo, sunt cele care țin de esența rostului și a locului nostru pe lume. Haideți să punem preț pe un pahar de apă, haideți să punem preț pe o temperatură suportabilă din zona gradelor Celsius și haideți să ne întoarcem spre acele lucruri de la care cred că putem porni într-o nouă, știu, pare un termen iar luat din zona de tehnică, de tehnologie a timpurilor noastre, să pornim spre o resetare a lucrurilor care au dimensiunea corectă pentru ca nouă să ne fie bine. Poate că această escapadă filozofală din partea mea nu va prinde, pentru că nu ține pas cu ceea ce s-a mai întâmplat pe la un concert, pe nu știu unde, pe la Cluj sau prin nu știu ce alte cluburi de fițe, pentru că lucrurile care țin de adâncimea cauzei existenței noastre sunt cele care se pierd, cum s-ar fi spus cândva când era o presă pe tipar foarte intensă, se pierd prin pagina 2, 3, 5, 6, 7 în colțul din dreapta jos. Pentru că știți că aș putea să vă dau puțin din casă, chiar și în paginile de mijloc se citeau de o obicei totuși, pentru cel care mergea mai departe din pagina 1, știrile din partea dreaptă. Nu știe nimeni până în clipa de față și erau mulți care se întrebau asta, de ce cele din partea, se citeau mai mult cele din partea stângă și de ce nu cele din partea dreaptă. E o ciudățenie, dar nu mai are rost să fie comentată, pentru că partea scrisă e în clipa de față la un click distanță și asta e lumea în care mergem. Închid și mă întorc la de la stânga la dreapta, aproape fără niciun fel de legătură cu cele 40 de grade de afară, pentru că, da, trebuie să mergem mai departe și să căutăm explicații, aș putea spune, la temele clipei sau căutând așa ca într-o poză de finish să ne dăm seama dacă trecem neapărat clasa, dacă trecem cu bine până la urmă sub sau peste linia de finish într-un an 2024, un an care de fapt este fundamentul celor 4 ani aproape care vin de aici încolo. Depinde de noi, depinde de prima etapă a votului nostru dat în 9 iunie pentru alegerile politice spre Consiliul Județean, președintele de acolo, primar, consilieri local județeni și europarlamentari pe care i-am votat noi, ca să se sperie, ca o mică paranteză, și cei de la Bruxelles, de ce suntem noi în stare cu unii de ai noștri. Mă întorc de la stânga la dreapta, îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat să stăm de vorbă aproape liber în seara asta, fără punctaje de la niciun fel de emisar al unui partid. Îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat, continui mai departe, domnului conferențiar universitar, doctor inginer Emil Albote. Am folosit titlurile date de pregătirea domniei sale și vă spun că invitatul meu, și știți asta clar, este și deputat PSD de Olt. Seară bună, domnule deputat, mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă spun bună seara atât dumneavoastră cât și telespectatorilor noștri. Credeți că suntem în punctul în care trebuie să privim și să punem altfel de preț pe un pahar cu apă? E o idee, cine știe? Cred totuși că nu la noi, la români. Cel puțin apa potabilă nu cred să devină un lux pentru noi românii. Dar devine o necesitate apa pentru irigații. Adică nu o necesitate, devine, cum să spun, vitală pentru bunul mers al agriculturii. Sigur, în ultimul timp s-au făcut investiții în domeniul acesta. Sunt zone în care irigațiile merg, dar trebuie să
ca să spun așa, să călcăm accelerația tare de tot în acest domeniu pentru a putea menține agricultura pe linia de plutire. Și iată că totuși, dincolo de asta, dincolo aș putea spune că de tema, să zicem, de importanță maximă pentru noi ca țară, dar dacă ne dă două plus, să știți că se uită repede și de asta. Cred că trebuie mai multe. Totuși. Importanța maximă în zona de spațiu public este dată de cartea domnului Ciucă. Știți, de domnul Ciucă, că dacă mergi pe orice drum județean, drum mare al țării, autostradă, te vezi foarte des și pe stânga și pe dreapta cu domnul Nicu Ciucă, un ostaș în slujba țării. Închidem sau facem și o mică paranteză cu o pensie dată de sistemul militar de vreo 18.000 de lei din ce am prins pe surse și vreau să vă zic, nu e prea mare risipa făcută pe cele câteva sute de panouri de promovare cu primul ostaș al țării, citesc de pe ele, într-o țară unde, dați-mi voie, putem trăi în grijile noastre și fără să ne intersectăm de la Găneasa la Saru mai încolo, undeva și în partea asta spre Grând pe stânga și pe dreapta cu domnul Ciucă. A, dacă e mare sau nu risipa, eu cred că ar trebui să întrebați mai bine pe colegii liberali. Ei știu mai bine dacă este mult sau puțin costul acela de 2 milioane de lei care se vehiculează în presă. Sumă neconfirmată, dar nici infirmată de către aceștia pentru acea operă necunoscută, pentru cartea care nu există, pentru o carte scrisă de alții pentru domnul Ciucă, de promovare a ostașului aflat în slujba țării pentru nu se știe ce cauză. Evident, rămâne de văzut dacă, și aici cred eu că poate fi o mare problemă, dacă banii sunt plătiți sau vor fi plătiți prin autoritatea electorală permanent, atunci s-ar putea să fie o problemă. Dar, mă rog, v-am spus, detaliile le pot furniza colegii de la liberali mai bine, adică ei știu mai bine ce s-a dorit, ce s-a făcut și ce se urmărește cu această operă necunoscută. Eu aș, dacă vreți, aș sublinia limbajul dublu al domnului Rareș Bogdan, care pe de-o parte, acolo unde poate îl critică destul de adânc așa pe domnul Ciucă, în același timp certându-și colegii de partid că nu promovează suficient de tare pe rețelele sociale proprii mesajele domnului Ciucă. Asta am și avea eu de remarcat în ceea ce privește limbajul dual cu care unii dintre colegii liberali ne-au obișnuit deja, nu numai în dialogul cu noi, ci și în dialogul dintre domniile lor. Credeți că o carte care n-a ieșit încă în spațiu public, o carte în care nu vom găsi, să zicem, lucruri fundamentale care să schimbe percepția multora a oamenilor despre lume, viață și ceea ce se întâmplă în preajma noastră, e suficientă să-l ducă pe domnul Ciucă într-un potențial tur 2 la prezidențiale din toamnă-iarnă? Nu știu, observ aici o, ca să spun așa, o repetitivitate a modului de promovare a candidaților în ceea ce privește pe colegii liberali, a candidaților pentru prezidențiale și mă refer de ce nu la prima ediție sau prima idee, ideea care a început cu care s-a început această acțiune a fost cartea Pas cu Pas, lansată acum 10 ani de președintele Iohannis. O carte cu o valoare literală extraordinară, care, cum să spun, a trecut proba timpului și care l-a ajutat pe domnul Iohannis să ajungă președinte al țării. Observ aceeași strategie, dacă vreți, în promovarea domnului Ciucă. Din păcate, la dânsul lucrurile merg un pic mai prost, din păcate pentru dânsul. Merg un pic mai prost pentru că nu a apărut decât titlul de vreo câteva luni. Opera a rămas în continuare necunoscută, opera literară. Dar, sigur, așteptăm cu interes să citim cu toții din aventurile tinereții, cum să spun, de ostași a domnului general
Ciucă. Ca să închidem pe tema asta, aș pune mai departe celor de acasă că în social media se comentează foarte des pe cartea asta care n-a fost să apară până acum. Unii spun că ar fi o succesiune de evenimente care să ne captiveze atenția celor care au citit chiar și Capra cu trei iezi. Deci au apărut trailerele, ca să spun așa. Da. Alții spun mai departe că unitatea de măsură pe drumurile patriei noastre ține de distanța dintre ciuci care, în funcție de cum sunt amplasați pe acolo, până la Cluj, să spunem, pe nu știu ce autostradă nu făcută de cei de pe partea dreaptă, cei drept, mai sunt atâția ciuci, se referă la cantitatea de panouri de pe partea dreaptă, în sensul de mers chiar spre Cluj, iată, o capitală a dreptei, să zicem, în acest fel. Deci eu zic că totuși ca zona de divertisment de prinde bine spațiul public și asta. Numai că e vorba de costuri. Închidem cu asta și mergem mai departe, domnule deputat Albote. Atingem o zonă destul de delicată, care seamănă puțin la impactul pe care îl are asupra oamenilor cu ceea ce se întâmpla cu cei care se duceau cu 300 de bani. N-avem carduri pe timpul acum 25 de ani și mai bine, să-și depună economiile de viață, de o viață la jocurile piramidale de tip, nu știu cum să le putem defini totuși. Iată că oamenii stau din nou la coadă să cumpere cu 35.000 de euro o casă. O casă pe care o vinde în spațiu public. Deocamdată e greu să vorbim de casa fizică. Domnul președinte al USR-ului, al AUR-ului, deputatul George Simion, putem să credem că se poate face sau se poate pune în piață încât să-și acopere costurile de la un 60 de metri pătrați casa asta de 35.000 de euro? Acum, vedeți dumneavoastră, poate ar trebui definit mai clar ce înțelege fiecare prin casă și probabil că și domnul Simion ar trebui să ne spună ce înțelege prin casă. Pentru că dacă ne gândim la, cum să spun, la o căsuță de vacanță, probabil că putem să o realizăm cu 35.000 de euro, dar dacă ne referim la ceea ce înțelegem noi, marea majoritate a românilor, printr-o casă, la standardele de astăzi, care să respecte legislația în vigoare, este puțin probabil, este imposibil, din punctul meu de vedere, să poți să construiești o casă la standarde conform legislației în vigoare în România. Deci este absolut imposibil. Dar, mă rog, văd că mare parte dintre cei care îl creditează cu încredere pe domnul Simion cred în acest proiect al dânsului și, într-adevăr, am văzut și oameni la coadă stând să-și facă, cum să spun, o rezervare pentru o casă de 35.000 de euro făcută de administrația posibilă, viitoare, imaginară, Simion. Aici am căutat eu mai departe pe net și vreau să vă spun, domnule deputat, sunt niște condiții ca la abonamentele la telefon acolo. Da, nu știu exact ce prevede acel contract, nu am avut curiozitatea asta. V-am spus, mie mi se pare o idee, domnule, n-aș spune chiar amuzantă, pentru că dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs, dar e de plâns. Cum lumea crede în astfel de cum să spun, minciuni electorale, pentru că nu poate fi catalogat altfel. Participați pe 25 august la Congresul PSD de calitatea de parlamentar, funcția pe care o dețineți în cadrul echipei de la OLT, vă pune pe lista celor 114 delegați cu care va merge PSD OLT. E retorică în ceea ce vin și vă întreb mai departe, dar totuși voi merge. Susțineți echipa Marcel Ciolacu, președinte Paul Stănescu, secretar general? În primul rând particip pe 24 la congres. Scuzele mele, iată, sigur și voi, cu siguranță, voi susține echipa Ciolacu Stănescu. Noi, de altfel, cei de la OLT am avut și o rezoluție la conferința județeană prin care susținem candidatura pentru SEFIA pentru funcția de secretar general a domnului Paul Stănescu. În mod evident și eu voi susține, făcând parte din organizația de la OLT, voi susține moțiunea Ciolacu, președinte, Paul Stănescu, secretar general al Partidului Social Democrat, pentru încă un mandat.
Ne așteptăm și la alte pachete sau la alte moțiuni de candidatură? Din punctul meu de vedere, este puțin probabil acest lucru, pentru că actuala echipă de conducere a partidului a reușit în ultimii 4 ani să stabilizeze situația în partid, a reușit să îmbunătățească imaginea, a reușit să reavem un dialog la nivel european cu partidele din blocul social-democrat, din PES. Deci imaginea Partidului Social-Democrat în timpul mandatului lui Marcel Ciolacu, deci imaginea, spuneam, este una net îmbunătățită față de ce a fost în trecut, așa că nu văd de ce nu am continuat pe același drum. Suntem pregătiți să primim pe 24 august, la finele acestui congres al PSD și numele cu candidatului cu care partidul nu va merge? Nu suntem pregătiți, eu cred că vom avea numele. Deci evident că suntem mai mult decât pregătiți să votăm în cadrul congresului și persoana care să ne reprezinte în alegerile prezidențiale. Este un caz, să închidem pe tema asta, și totuși este un caz ușor atipic pentru zona acelui mai mare partid de pe partea stângă. De obicei, PSD-ul și-a anunțat cu câteva cicluri în urmă candidatul pentru funcția de președinte al țării pentru competiția de la finele anului, în cazul nostru. Cred că cu un an și jumătate până să aibă alegerile loc. De data asta, iată că suntem într-o linie de finish care se apropie cu vreo 4-5 luni până la data în cauză și așteptăm cu toții să vedem ce se întâmplă pe 24 august. O astfel de decizie nu se ia decât în urma unui congres și așa, știți cum e, pe surse s-a tot vehiculat numele lui Marcel Ciolacu și eu cred că Marcel Ciolacu va fi candidatul nostru la prezidențiale, așa cum mi se pare și normal, fiind președintele partidului. Nu vă mai spun mai departe că totuși avem expertiza celor două decenii de dreapta, de președinți de pe partea dreaptă și oamenii spun că PSD-ul poate să meargă în primul tur în forță, pe undeva pe un 33-34%, un maxim de potențial, urmând ca după aceea toate forțele de dreapta cu Papion, cu gulere aranjate, să spună ne dăm cu toții mâna și mergem cu candidatul nostru, oricare ar fi în turul 2 de pe partea de dreapta. Da, sigur, pentru noi este mai puțin important ce spun colegii de pe partea dreapta a eșicherului politic. Pentru noi este important ce am făcut pentru România în ultimii 2 ani și jumătate, de când am intrat la guvernare. Deci noi am făcut un parteneriat cu România în momentul în care am intrat la guvernare. Am stabilizat situația politică a țării, am stabilizat situația socială. În general, măsurile, nu stau acum să le enumăr pe toate, dar în general măsurile pe care guvernul le-a luat de când Partidul Social Democrat a intrat la guvernare alături de PNL au fost măsuri care au ajutat creșterea economică. Au fost măsuri sociale foarte bune, au fost măsuri care se regăsesc în nivelul care au făcut ca nivelul de trai al cetățenilor acestei țări, dacă nu să se stabilizeze măcar, atunci să și crească. Și sunt măsuri care se văd astăzi. Nu vorbesc aici de creșteri de salarii, sau pot să vorbesc de creșteri de salarii, de creșteri de pensii și așa mai departe. Deci sunt o serie întreagă de măsuri care, evident, au pus o piatră de temelie la creșterea nivelului de trai al cetățenilor din țara noastră. Dacă ar fi vorba să vorbim de creșterea calității vieții până la urmă, haideți să facem o poză a verii lui 2024 dincolo de presiunea termică care este pe seama noastră. Domnule deputat, românii aleg intens în această vreme pentru concedii Bulgaria, Grecia, Turcia și cred că lista poate fi ceva mai lungă. Este vorba de un snobism, lipsă de patriotism sau suntem doar în strictele reguli ale economiei de piață? Cred că toate la un loc și pot fi analizate și fiecare separat. Aș mai adăuga una din încă o caracteristică. Eu cred că mulți români își doresc să vadă și locuri noi și atunci evident doresc să-și petreacă concediile și în alte părți. Evident că și locul în care își petrec concediile poate fi un indicator
sau sumele de bani cheltuite pentru al calității vieții din țara pe care vii. Din țara pe care din care vii. Aici, ca să facem două glume legate de calitatea vieții, îmi spunea cineva că cei mai buni indicatori de măsură țin de dacă în capitală se întâmplă să nu-ți meargă wizul și ai nevoie de niște puncte de reper și întrebi pe cineva care livrează hrană prin rețele, în cauza era să zic Globo și alții care sunt, îi știm cu toții, și nu știi puțină Siri la închezi, ești mâncat că nu scoți la cap. Iată că vin și ai noștri spre noi și pe de altă parte că dacă mergi în Grecia să nu încerci cumva să stai de vorbă într-o altă limbă, pentru că suntem mai mulți noi ca ei, cel puțin pe timpul verii. Pe timpul verii, da. Da. Iată că posibil. Totuși poate și aceste două repere pot fi luate, să zicem, alt indicator al creșterii nivelului de trai, să știți că este acesta pe care îl spuneți. Faptul că noi am început să aducem, sau de fapt nu noi am început, ci forța de muncă străină a început să vină și să lucreze în România. Este unul din indicatorii care arată că România a devenit atractivă pentru forța de muncă străină. Da, și să ținem seama și de asta, să-i lăsăm și pe cei care țin de partea de comunicare din zona celor care fac politici publice, să încerce să spună, iată, și cum am comentat noi mai devreme pe tema asta, să nu ne mai vină cu cifre statistice seci și să-l rugăm poate pe domnul guvernator al Băncii Centrale, pe domnul Muguri Sărescu, să nu ne mai certe atunci când spune că scoatem atâtea, nu știu ce cantități mari de bani din țară și ne ducem să-i aruncăm pe la bulgari, pe la greci, pe la turci, pe nu știu unde. Poate ne iartă dânsul că ne putem permite din când în când să facem și asta. Dar omul are alt concept și punem trei puncte, mergem mai departe. Pe 9 iunie, oltenii au votat majoritar PSD. Ține asta de lipsa alternativei în fața votului sau încrederea în ceea ce înseamnă proiectul public al PSD pentru Olt? Nu, eu cred că este vorba despre realizările pe care socialdemocrații olteni le-au avut în ultimii 4 ani, chiar 8 ani, în județul Olt. Deci, așa cum se știe foarte bine, sunt foarte multe obiective de investiții realizate, sunt de la unități industriale noi până la, cum să spun, drumuri județene, drumuri locale de interes local, primării reabilitate, școli, cabinete sanitare, veterinare și așa mai departe. Deci, tot ce ține de zona aceasta de infrastructură este, cum să spun, într-un proces de modernizare și sunt lucruri care nu pot fi neglijate și oamenii, evident, știu foarte bine despre ce este vorba, nu pot fi păcăliți doar cu vorbe goale și văd realizările care au fost făcute în ultimii ani și eu sunt convins că votul politic pe care Partidul Social Democrat Olt l-a avut la alegerile locale este urmarea bunei, să zic, administrații locale pe care am avut-o. Aici aș mai completa eu. Aproape că nu a existat UAT din Olt, unitate, de la cele mai mari până la cele mai mici, care să nu fi demarat un proiect amplu în timpul ăsta, în ultimii 4 ani. Cel puțin unul. Și vorbim de zona aia care se ne va scoate până la urmă din clasamentele rușinoase care se mai fac încă în clipa de față, unde nu suntem chiar atât de fruntași în ceea ce înseamnă canalizare, alimentare cu apă. Este foarte adevărat standard. Că zona de sud a României este una care a fost dezavantajată de-a lungul timpului. Noi nu putem spune că am plecat de la același nivel cu cei, de exemplu, aflați în județele din Ardeal. Corect, care aveau alimentare cu gaze de pe vremea lui Ceaușescu și așa mai departe. Deci nu putem spune că am plecat de pe picior de egalitate, dar să știți că putem spune că ecartul ăsta, diferențele astea între noi au devenit din ce în ce mai mici și suntem și noi, începem să fim acolo unde ne trebuia să fim de mulți ani încoace. Da, un lucru pe care... Da, un să știți că... Sunt multe drumuri județene făcute în județul Olt. Nu mai sunt magistralele acestea de la nord la sud și de la est la fest 2-3 câte erau. Vorbesc de aici axa asta de intră pe la Colonești în județ și iese pe la Balș și vorbesc de zona aceea cu Caracalul de sud, Mihăiești și care iese pe la Drăghiceni și mai iarăși drumul național din sudul județului. Acum te poți deplasa în comune pe foarte multe drumuri județene, pe axe noi
Și Perieți, pod, coava, practic e un drum Perieți care va Podcoava este prinde. un drum care va prinde foarte bine. Se face un drum de aici, de la Releu, de la Valea Mare până la Spineni. Iarăși s-a făcut un drum de la nord la sud, de la Vârguleasa până la Giuvărești, drum județean nou, pe care merge absolut impecabil. De altfel, eu când mă duc la Vâlcea, vă spun cinstit, merg pe acel drum. Trec de Vârguleasa, ajung la Dobroteasa și de la Dobroteasa mă duc către Vâlcea, pe un drum județean din județul Vâlcea. Traficul este absolut zero, mă rog, aproape spre zero, și ies undeva după Băbeni, dacă nu mă înșel. Deci foarte Da, liniștit. e de ținut minte drumul ăla. Da, foarte. S-au făcut foarte multe drumuri care ajută la decongestionarea traficului pe drumurile europene existente. Și dacă spuneați mai devreme despre alimentările cu gaze, da, cei din zona asta, transilvanele, au avut din plin Dar în nu anii de numai până. astea au Da. fost, și la capitolul drumuri județene stăteau mult mai bine ca sudul țării. Sudul țării a fost un pic uitat așa în timp, Aici e o ciudățenie, totuși, dar am pentru. prins și noi, să știți, am prins elan și lucrurile se văd. Tot județul este un șantier și acum. Deci nu există localitate prin care să treci să nu vezi că se lucrează la o investiție. Trebuia poate să vă întreb acum vreo câteva clipe, se lega de contextul dat, o am scrisă și vin și vă întreb, trebuie Marcel Ciolacu să candideze? Da, Marcel Ciolacu, din punctul meu de vedere, Marcel Ciolacu va fi și trebuie să fie candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidențiale. De ce spun asta? Marcel Ciolacu, în funcția lui de președinte al Partidului Social Democrat, știți că au fost discuții multe când am intrat la guvernare, pentru că ne așteptam la o misiune dificilă. Știm cu toții situația în care se afla țara în acel moment. Era o combinată, așa, dacă vreți, a mai multor crize. E, Marcel Ciolacu a avut tăria de caracter, a avut bărbăția, dacă vreți, de a pune la dispoziția țării Partidul Social Democrat cu tot ce înseamnă acest partid, de la resursă umană până la know-how, ca să spun așa. Deci, chiar cu riscul unor pierduri electorale, care știți cum e, la guvernare întotdeauna mai pierzi și electoral. Deci, Partidul Social Democrat a intrat la guvernare și după puțin timp a fost acea rotativă și Marcel Ciolacu a ajuns premierul României. Sunt o serie de măsuri, deci eu sunt ferm convins că și românii văd că sunt o serie de măsuri care au fost luate în timpul acestei guvernări, care au ajutat la bunul mers al guvernării, atât economice cât și sociale. Mă uitam la ceea ce a zis mai devreme despre rețeaua de drumuri. Câtă agitație în spațiu public în urmă cu vreo aproape o, nu mai bine de o lună, sau când vreme de vreo 28 de zile, Valea Oltului a fost închisă. Pentru ce? Pentru că se lucrează la o autostradă care să vină de la Sibiu și să ne ducă până la Pitești în niște condiții foarte bune. De pe margine, revoltații mai znobi, mai de dreapta, mai cum or fi fost ei, cum se poate întâmpla o crimă de felul ăsta, că sunt 6 complexuri cu mici și cu ciorbă de burtă pe marginea drumului și oamenii își pierd Și pierd locurile de locurile muncă. de muncă, da. Păi să ne gândim puțin, un astfel de drum e cea mai importantă investiție făcută în zona, cred că de ultimii vreo 2000 de ani, să o luăm așa. Da. Nu știu pe timpul ăla dacă s-au închis cărciumile cu bere și cu mici. Da, nu Da. știu. Probabil că atunci s-a făcut actuala Valea Da. Oltului. Da. E, noi astăzi vrem să facem o autostradă care să treacă Carpații și bineînțeles că sunt anumite sacrificii pe care trebuie să le facem, pentru că o lucrare de importanță asta nu se poate face bătând din palme. Și atunci, evident, s-a ales din dorința de a lucra cât mai repede, s-a luat această decizie, fără de care nu se putea înainta cu proiectul. Și evident că au fost și persoane nemulțumite. Ne-am asumat acest lucru, nu avem cum să... Dar suntem ferm convinși că persoanele care acum au fost nemulțumite vor fi foarte mulțumite în momentul în care vor putea să meargă de la, să zicem, Pitești la Sibiu pe autostradă. Sau să meargă chiar și din zona de Vâlcea, până la urmă, din Și de partea de Vâlcea, sud a bineînțeles, chiar și de Vâlcea. Slatina, adică, Da. sigur, noi putem să mergem pe drumul expres până la Pitești și de acolo să
să... Și repet, domnule deputat, n-a fost nicio figură de stil, niciun fel de glumă. Da, drumul actual de pe Valea Oltului e un drum pe care l-au cam aranjat într-o formă de trafic pentru timpurile de atunci imperatorii Romei, când au venit un pic pe la noi, să stea mai mult pe aici. Și cred că tot pe ăla, la vreo 271, cred că s-au întors spre matcă, dându-se seama că făcuseră ce aveau de lucru ei pe aici. Deci dacă după vreo 1800 de ani ne supărăm că cineva mai face încă un drum pe acolo, iertați-mă, nu sunt un fan al stângii, nici măcar un simpatizant, asta o zic o jumătate de gură, de pe partea dreaptă. Dar într-un caz de genul ăsta, un ocol de 300 de kilometri, în timp de vară, fără lapoviță, fără zăpadă, pentru o astfel de țintă, cred că se merită. Dar. Mă adresez profesorului Emil Albotă și vreau să-l întreb cum definește sau cum ar trage în clipa de față o linie sub ceea ce înseamnă proiectul România Educat. Da, cred că proiectul România Educat este proiectul de suflet al președintelui Iohannis. Da, sigur, și despre el e vorba. Asumat în urmă cu vreo 6-7 ani. Cred că și acest proiect, ca și cele două mandate de președinte ale domnului Iohannis, s-au terminat și se termină la fel. Aș spune fără rezultate. Deci cam asta este concluzia mea. Din punctul meu de vedere, și proiectul România Educată s-a terminat fără rezultate. Adică se poate înscrie cu succes în galeria formelor fără fond. Nu am simțit ceva schimbări eu, care mai activez și în domeniul ăsta al învățământului, din păcate pot să spun treaba asta. Deci este marcă înregistrată Klaus Iohannis. Nu vă surprinde zero totuși rezultate? Deci ne-am propus Schengen, ne-am propus obținere de vize, să intrăm fără vize în Statele Unite. Nu s-a întâmplat nimic. Vorbesc doar de câteva chestiuni de politică externă. Evident, și România Educată, v-am spus, se înscrie în aceeași oare noi n-am traiectorie. Putea, știu, e retoric și ce vreau să zic mai departe, dar noi n-am putea oare să cerem vize de acces în țara asta pentru cei 1000 și ceva de soldați americani care sunt în clipa de față în cele două mari baze, una dinspre Țărmul Mării și cea de-a doua de la Câmpia Turzii, dacă cred, spun bine. Eu nu cred că asta este soluția. Mă rog, nu sunt eu cel mai în măsură să îmi dau cu părerea în domeniul ăsta, dar nu cred că asta este soluția. Eu cred că altele ar fi fost soluțiile și eu cred că domnul președinte Iohannis a avut pârghiile necesare pe care n-a știut să le, cum să spun, să le folosească. Da, dar asta e evident părerea mea, nu... Da. Aș merge mai departe și suntem, iată, afectați cu toții sau, să zicem, din spațiu public. Nu ne vine să credem că s-ar fi putut petrece la noi. Este vorba, dar, repet, cu prezumția de nevinovăție, pentru că sunt și voci destul de strani în spațiu public care spun că lucrurile stau puțin altfel, cu ceea ce s-a petrecut, grozăvia, o repet din nou, de la unul din marile spitale ale capitalei. Este vorba de la Spitalul Pantelimon, acolo unde se spune că merg prezumat totul, că două cadre medicale, doi medici de ATI ar fi blocat puțin dreptul la viață al unor pacienți aflați într-o stare critică. Imediat, colegii dumneavoastră de guvernare, de alianță parlamentară, partenerii de la Partidul Național Liberal au cerut suscitare de misia demiterea ministrului PSD de la sănătate. Se rezolvă criza asta printr-un astfel de act? Da, nu pot să răspund la treaba asta. Am văzut și eu la televizor cum au apărut o serie de specialiști, între ghilimele, pot să le spun așa, foarte fini, cunoscători ai protocoalelor ATI, ai legislației în domeniu, analiștii despre cum trebuie făcut, specialiști în noradrenalină și așa mai departe. Eu cred aici lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt simple. Eu cred că justiția trebuie făcută de procurori, judecători, avocați, de specialiști în domeniu, de oameni care fac expertize pe treaba aceasta și să se dea un verdict clar și corect în sensul medical.
Acum, dacă pe parcursul anchetei se dovedește că ministrul Rafila are vreo implicare, că a greșit cu ceva și așa, eu sunt ferm convins că domnul prim-ministru Marcel Ciolacu îl va demite pe loc. Nu cred că îl ține cineva acolo în urma unor astfel de greșeli. Ce mi se pare mie puțin nefiresc este că acum puțin timp în media a apărut un scandal, au apărut mai multe scandaluri și mă refer aici la cazul Bulai, Alfred Bulai de la SNSPA, celebrul sociolog. Acum niciun coleg de-al meu n-a venit să spună că cere demisia ministrului educației. Să fim serioși. Deci este o chestiune care, dacă iarăși se va dovedi în justiție că a fost adevărată, evident omul va răspunde pentru faptele lui. Mă refer aici la domnul Bulai. Și la alți celebri domni care, iarăși v-am spus că au fost mai multe persoane care au fost acuzate cam de aceleași metehne, să le spun așa. Deci nu a cerut nimeni din Partidul Social Democrat demisia, sau nu știu eu, să doamnei ministru a educației. Acum, v-am spus, deci dacă în justiție se va ajunge la concluzia că ministrul Rafila a greșit cu ceva, firește, ministrul Rafila va fi 100%, va fi schimbat de premierul Marcel Ciolacu. Da, dar eu sunt iarăși adeptul justiție nu la televizor, ci adeptul justiției în sala de judecată, că acolo se face justiție. Nu se face nici de specialiștii de la televizor, nici de... Am văzut, știți, de-a lungul timpului am văzut și eu cu construcțiile mă pricep un pic mai bine așa și am văzut oameni care vorbesc despre cutremure cu o ușurință și despre efectele cutremurilor asupra clădirilor, profesor de matematică, celebra doamnă Tatoiu, de exemplu. Sau, da, știe și asta. Și alte persoane. Adică, hai să ne limităm la ce competențe avem și să vorbim doar despre ele. Sunt oameni care vorbesc la orice oră despre orice. Asta este cu foarte multă convingere. Fac greu câteodată. Asta poate că ține seama și de apetența noastră de a ne da cu presupusul despre tot și toate, poate că vine dintr-un context sociologic, iată, mă duc în zona asta un pic mai larg, poate și din contextul că până în 1989 puteam să spunem doar pe șoptite pe aici, pe acolo, bancuri și brusc am început în primii ani să ne pricepem la fotbal, la politică și treptele de la scara priceperii noastre duc iată și spre noradrenalină, o substanță de care eu n-am auzit până mai ieri, ne ducem și ne pricepem mai departe și la unda de șoc din Vrancea, pe unde duce ea, și ferească Sfântul să se mai întâmple ceva, pentru că din punctul ăsta suntem o nație care le știm pe toate. Dar cred că suntem și țara asta unde de multe ori pentru mulți dintre semenii noștri ziua de lucru începe cu o pauză lungă, după care se uită puțin pe geam și se întreabă dacă cât mai e până la cea de masă, și aici e de vorba de mentalitate, e vorba de cultura, să zicem, civică, și mă gândeam, știți, mă uitam și la niște comentarii în spațiu public făcute de niște sportivi care au participat la trecerile olimpice de până mai ieri, și acolo deja se pregăteau unii să ceară și demisia guvernului în ansamblu său, că nu știu ce, că nu s-au făcut niște capacități de sport, nu știu cum în țară. Deci iată că toate se leagă și se duc așa ca într-un lanț atrofic, nu putem să spunem trofic, spre a găsi pe alții de vină pentru ceea ce se întâmplă în preajma noastră. Voi merge să vă întreb, domnule deputat, mergeți foarte des prin teritoriu. Cum îi simțiți pe oamenii simpli în interacțiunea lor cu un om politic, un om cu o exprimare destul de intensă în spațiu public? Ce vor oamenii? Ca să fiu mai scurt. Deci eu sunt deputat de Olt, care răspund de zona fostului Colegiu 7. Adică de zona de sud a județului, și acolo mă duc foarte des și evident am și multe contacte cu diverse cetățeni cu care am ocazia să vorbesc, ca să spun așa, liber.
Să știți că oamenii știu foarte bine ce vor. Oamenii sunt departe de a putea fi ușor păcăliți cu vorbe, cu... Oamenii trăiesc în zona respectivă. Ar merge în zona colegiului, mă rog, fostului colegiu în cauză, să vă duceți să le spuneți la oameni, domnilor, am vorbit cu primarul și vă dăm 5 metri cu de apă. Cred că nu. Cred că nu, să știți. Cred că nu. 5 metri cu de apă gratis. Sunt greu de... Sunt greu de păcălit cu astfel de măsuri. Oamenii nu cred, nu cred. Mai degrabă vor să vadă că se face ceva. Nu doar să le spui că faci ceva. Deci sunt mulți legumicultori care au nevoi specifice muncii pe care o depun și cu care avem discuții foarte serioase. De multe ori, evident, având și această pârghie că îl știu pe domnul ministru destul de aproape, fiind colegii de partid și buni prieteni, îl sun și îmi răspunde și putem să lămurim unele probleme chiar, să zic așa, în timp real. Deci avem acest dialog, evident mă susțin și primarii din zonă în sensul ăsta, în a avea un dialog cu oamenii, mai mijlocesc, dacă vreți, astfel de întâlniri. Eu cred că și de aici vine scorul bun pe care l-am obținut la alegerile locale în zonă. A fost un vot covârșitor în favoarea Partidului Social Democrat. Deci interacțiunea asta cu oamenii, interacțiunea liberă și așa este foarte, foarte importantă. Și v-am spus, mie mi se pare că oamenii știu foarte bine ceea ce vor și ce nevoie au. Mulțumesc, doamnelor, domnilor, domnule deputat. Luăm o foarte scurtă pauză pentru 2-3 clipuri și ne întoarcem după din nou în seara de 13 august la De la Stânga la Dreapta. Doamnelor, domnilor, suntem pentru ultima parte de la stânga la dreapta. Invitat continui la aceeași notă cu cel din prima parte, este tot domnul deputat Emil Albotă. Domnule deputat, ca și implicat, ca și membru PSD, vă temeți de faptul că liberalii ar putea să iasă de la guvernare? Nu cred că se poate așa ceva, dar dacă ar face-o, ar, cum să spun, ar trăda, din punctul meu de vedere, încrederea românilor. Și cred că asta i-ar costa foarte tare electoral. Dar evident sunt calculele domniilor lor, nu pot eu să fac mai multe comentarii pe această temă, decât, nu pot să spun decât că, din punctul meu de vedere, ar trăda încrederea românilor. Iar acest lucru cred că se va solda cu costuri electorale importante. Mulțumesc mult, merg mai departe și ne întoarcem la ceea ce spuneați la un moment dat pe parcursul primei părți, cu modestie ce e drept, dar aș spune eu cu cinst că dumneavoastră vă pricepeți pe partea de construcții. Am și limitele mele, da. Nu vorbim de cutremurile doamnei Tadoi în clipa de față. În țara asta nu cumva sunt prea puțini ingineri constructori? Ba da, dar... Avem atâtea școli, Iași, Craiova, Timișoara, Constanța, București. Avem școli, asta voiam să spun, că avem ingineri constructori puțini față de nevoile pe care le avem, dar ca o constatare a ultimilor ani, învățământul tehnic cunoaște un reviniment fantastic, nu doar la nivel de România, ci la nivel european, pentru că a fost o perioadă de vreo 20 de ani în care și la nivel european și evident și în România, generațiile acestea de tinere, de absolvenți de liceu s-au orientat mai mult către zona asta umanistă decât spre învățământ tehnic și evident și-a pus amprenta asupra numărului de ingineri în general. Se constată și la inginerii constructori, s-a constatat aceeași tendință, evident, se constată aceeași tendință și acum când avem, iată, anul acesta la București, cel puțin o creștere fantastică a numărului de studenți și o creștere fantastica medie de admitere. Aici nu cumva este și o fractură de, nu știu cum să zic, de așteptare și care duce la finalitatea școlii. Din ceea ce purtam în urmă cu discuții cu dumneavoastră, nu vreau să dau și din casă de la mine, sunt mulți care vin și puțini care termină. Da, asta este, cum să spun, este firesc. Nu este o regulă să intri și să și termini.
Este vorba de motivație, este vorba de prioritățile pe care ți le faci în timp, le ai în timpul facultății. Evident, facultatea este o facultate grea, nu este o facultate ușoară în care trebuie să muncești mult. Mulțumesc mult, vin și vă întreb de o chestie foarte stranie. Asistăm din când în când la niște fisuri, la niște crăpături, aș putea spune, ale, și nu vorbim de zona de construcție în clipa de față, ci doar dacă am privit statul ăsta ca pe o construcție care stă pe niște piloți, ci că se zice, nu prea se zice piloni, nu știu, luată și eu de prin preajmă. Pilonii sunt piloni, piloții da. Sunt piloți. Și am avut fisura de dată recentă în sănătate cu ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon, am avut fisura din educație cu profesorul Bulai și nu mai intru în detalii de genul ăsta și mai avem din când în când niște fracturi. Nu cumva e ceva ce lipsește fundamental, ce ne lipsește fundamentului nostru ca stat? Nu, eu cred că unii au uitat că există o fișă a postului sau au uitat de responsabilitatea la locul de muncă. Au crezut pentru un moment că au doar drepturi, da. Nu și responsabilități. Și evident lucrurile astea te costă. Acum eu nu vreau să intru în detalii vis-a-vis de cazurile specificate. Mă refer la Eu cred că sunt unii care după un număr de ani așa de experiență încep să calce pe apă, așa știi, să calce pe aer. Ca să fiu și eu plastic, pot să spun că sunt unii care li se umflă capul din când în când. Trebuie să fie aduși cu picioarele pe pământ, așa se și se întâmplă asta în viață, să știți. Adică dacă nu știi să ai o, știți ce a spus Brătianului Iorga, domnule, ce mă poți învăța tu pe mine? Domnule, măsura, ca inginer. Știți, eu te pot învăța măsura. Deci unii pierd măsura. Și atunci, cumva, dacă vreți, măsura se poate răzbuna. Slatina, nici nu aș vrea să stăm foarte mult de vorbă pe tema asta, știm cu toții ce s-a petrecut la scrutinul din 9 iunie, dar totuși, la poza clipei de 9 iunie, putem vorbi de Slatina un oraș la cheie? Predat la cheie. Slatina este un oraș predat la cheie. Slatina este un oraș care a fost lăsat de administrația PSD cu tărie, spun asta, cu o serie de proiecte în implementare, cu foarte multe fonduri atrase către Slatina. Dau câteva exemple. Cele mai importante, evident, sunt multe, dar cele mai importante sunt stadionul nou, care se va face, prin semnătura premierului Ciolacu. Ca să înțelegem a cui este semnătura pusă pe... Cine știe cine îi taie panglica din partea guvernului? Asta este altă treabă. Deci da. Eu spun cum a fost lăsat orașul. Și de ce nu, evident, este iarăși un alt proiect foarte important, într-un stadiu mai avansat aflat. Adică înțeleg că este... Nu mai știu exact acum stadiul, dar era în stadiul de licitare, de licitație de execuție a lucrărilor. Și vorbesc aici de sala polivalentă. Deci, iarăși panglica, cine știe timpul? Panglica e mai puțin importantă. Eu spun cum a fost lăsat orașul. Acum, evident, vis-a-vis de tranziția lină care se face spre administrația PNL și cu care noi am fost de acord, adică ne-am asumat... Sigur, dar așteptările noastre, evident, sunt mari. Sunt mari. Așteptăm și acum cei 5 metri cubi de apă gratuiți. Așteptăm să se facă sălile de sport în fiecare cartier. Așteptăm să fie plătite cheltuielile administrațiilor de locatari de către primărie. Așteptăm să se facă spitalul municipal. Așteptăm să se facă multe lucruri care au fost promise în campanie și care, din punctul nostru, cum să spun, au fost promise cu foarte mult entuziasm. Adică mie mi se pare destul de greu de realizat. Aș spune chiar imposibil multe dintre ele. Noi, în schimb, vom face o poziție constructivă, fără să, cum să spun, să adoptăm un ton strident, în special pe rețelele de social media. Vom face o poziție constructivă și vom merge foarte mult pe ceea ce se înseamnă comparație. Pentru că noi și astăzi, când stăm de vorbă, suntem pe cale să implementăm, vorbesc
de Consiliul Județean, la nivelul orașului, și mă refer aici la Spitalul Județean de Urgență, un megaproiect de modernizare a Spitalului Județean, lucrare care se va derula, deci se va derula în viitorul foarte apropiat. Adică sunt promisiuni pe care noi le ducem la bun sfârșit și le onorăm. Și evident vom lăsa comparația să spună cuvântul. Adică noi ceea ce promitem vom arăta că facem și le urăm succes și colegilor noștri liberali să facă și ceea ce au promis. Vom fi foarte atenți, în schimb, la ceea ce au promis. Mai atenți decât ați fost până acum, poate. De experiența ne învață, știți. Da. Așa este. Vreau să vă întreb, la București a câștigat Nicu Șordan sau au pierdut ceilalți? Cred că mai degrabă au pierdut ceilalți. Cred că și noi și liberalii n-am știut să capacităm să găsim doctorul pentru rana care se cheamă București. Din păcate. Dar domnul doctor Cârstoiu era doar de oase. Se pare că problema Bucureștiului nu era la oase. Domnul doctor a fost... E clar că nu a avut timpul necesar. Era o persoană nouă adusă în politică. Nu poți să faci experimente din acestea. Din păcate n-am înțeles nici că Gabi Firea își consumase benzina. Mă rog, au fost greșeli care s-au făcut. Sunt aruncate din punctă. Eu sunt din Olt, nu știu exact, nu știu dedesubturile, dacă vreți. Atunci cum se vede de aici, de la dumneavoastră, de la noi, sunt și eu tot de aici și sunt mândru de asta, de la noi din Olt, o ciudățenie. Cum se face că totuși dreapta aproape câștigă a priori, că mi-asum cuvintele în contextul în care le pun, în zona marilor aglomerări urbane din țara asta? E posibil să greșim noi mai mult. Dar nu știu dacă este chiar așa. Uitați, de exemplu, noi am câștigat Suceava, acum am câștigat Piatra Neamț pentru prima oară. Deci sunt orașe care... Mă rog, poate le văd eu doar pe alea mari, poate văd eu doar Clujul, Constanța... Când avem și noi Timișoara, Constanța a fost a noastră foarte mult timp. Da. E normal ca după, cum să spun, Constanța, uitați, dacă nu în cazul Constanței, e normal ca după, nu știu, 20 de ani de mandat, nu știu cât a avut Radu Mazăre, dar după ce a fost Radu Mazăre foarte mult timp primar al Constanței, să se schimbe puțin, ține cumva de natural, de legile firii. Mă rog, nu știu dacă este... Am avut și noi primar de București foarte mult timp, deci lucrurile sunt într-o dinamică din aceasta. Aș vrea să contensez, mi-e teamă că mi se va spune în cască că nu mai e foarte mult timp, dar totuși n-aș vrea să las de o parte niciuna dintre temele pregătite. Domnule profesor Albotă, domnule deputat, poate trăi Europa fără eticheta made in China? Nu știu. Nu știu să răspund la întrebarea asta, dar îmi aduc aminte că foarte mult timp România a trăit doar cu etichete made in Romania și made in China. Așa că nu știu dacă poate trăi, eu cred că da, dar și nu-mi doresc treaba asta. Nu știu dacă e... Da. Nu sunt prea multe totuși, nu sunt prea multe și prea mari concesiile pe care dumneavoastră cei de la PSD le face celor de la PNL. Ce concesii? Noi nu. Păi stați că vi le spun eu pe ultim. Noi alegerile parlamentare trebuiau să aibă loc în iunie și le-au dus ei. Noi când am intrat la guvernare am intrat într-un parteneriat cu românii, nu cu Partidul Național Liberal. Deci noi am făcut tot ce am făcut în interesul, așa credem și așa ne place să credem, în interesul românilor. Avem, iată, o problemă mondială de geriatrie, aș putea spune eu. Președintele în funcție și principalul candidat de la americani au aproape 160 de ani. Dar nu pot să comentez eu așa ceva. Deci e o ciudățenie totuși. Dar le urez la mulți ani, un stat atât de mare, un stat atât de, cum să zic, o democrație formată de le curge prin vene de când se naște și țipă întâia dată. E stranic ce e acolo. La mulți ani și să depășească noi recorduri. Domnule Albotă, există generația așteptată sau doar e un target, așa cum îl pun corporatiștii unora? Depinde ce așteptări avem. Da, sună al dracului de profund ceea ce a zis în urmă cu câteva clipe. Da, ciudat. Da, depinde.
Da. Depinde de multe. Dacă vrem Antoldul de la Cluj și ce a fost pe marginea lui, dacă am văzut, vrem... Am văzut niște imagini absolut spectaculoase, da. Da. Dacă vrem pe, dacă îl vrem senator pe domnul Țancă de la nu știu ce partid, se poate duce că iese senator de voie pe un segment. Nu pot să comentez așa ceva. Dacă vrem mai departe să le iasă pe piele bruxelezilor sau celor din Parlamentul European, că le-am dat și lor ceva de lucru. Dacă toate acestea, nu știu cât de imagine. Da, am făcut-o și pe asta. Am făcut-o, suntem buni la chestiile de genul ăsta. Domnul Albotă, un muncitor profesionist, să zicem, de execuție prin construcții, câștigă în Spania cam cât se câștigă pe la noi. Se mai justifică exodul? De mult timp nu se mai justifică, nu mă întrebați de ce se întâmplă în continuare. Probabil că trăim încă mirajul ăsta al unui câștig cumva mai bun acolo, dar dacă le pui în balanță și tragi linie, nu cred că sunt mai bun. Adică vă dau sunt mulți oameni care s-au întors. Din casă, din zona dumneavoastră de lucru, un rigipsar bun, nu foarte bun, harnic în limită, după 8 ore de lucru în țară nu pleacă de acasă pentru cel puțin 100 de euro net. În Spania câștigă 80 de euro net pe aceeași muncă și doarme în casa altuia. Da, ce? Da, și aici te întrebi... Deci, din punctul meu de vedere, nu se justifică. Da, și aici vii după aia și te întrebi... Ce ne facem cu niște... N-ai ce să te întrebi. Nu, e de neînțeles, am exemple, pot să dau, dar nu e cazul de oameni care, cum să spun, stau în Spania și trăiesc din banii părinților de aici. Da, și aici se închide nu, logica... Nu am explicații, nu pot să... Nu se, pe zona celor de pe partea dreaptă, care deja cred că sunt la antrenamentele cu public în clipa de față, să atace PSD-ul din perspectiva prezidențialilor și a parlamentarilor, pentru că PSD-ul de multe ori parcă simt și eu că îi place să fie ținta lor. Nu știu, e o chestie de genul ăsta. Dați că aveți în cine, parcă ați spune. Pe zona asta, a lor, a celor drept și fără de pată, nu se bate cap în cap sintagma fără penal în funcții publice cu prezumția de nevinovăție de care țipă și urlă cei în cauză atunci când pățește ceva unul de-al lor? Ba da. Adică nu e straniu totuși aici? Există un limbaj dublu care, cum să spun, de-a lungul timpului a tot fost exersat și de către, în special de către cei din dreapta, dar în special de către cei de la USR, mai mult decât de cei de la PNL. Cei de la USR sunt cei care au lansat chestia asta, că fără penali în funcții publice, dar fără penali în sensul nu de condamnat, ci de dacă ai dosar penal. Ceea ce este evident, dosar penal poate orice procuror să-ți facă oricând ca așa vrea el. Mă rog, exagerez un pic, dar cam asta e esența. Și atunci veneau la vremea respectivă cei de la USR și ne spuneau că, domne, ai un dosar penal, trebuie să părăsești funcția publică, lucru care se și întâmpla. Și s-a întâmplat și pe la noi chiar și de curând. Bun. A trecut vremea și au început să fie căutați cu dosare penale, nu știu, mai mult sau mai puțin justificate, nu sunt în măsură să fac astfel de comentarii, și colegii de clasă politică, cei de la USR. Pe momentul ăla lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat, domnule, nu suntem condamnați, nu așa. Oricum, nu mai era același DNA, era noul DNA, a apărut sintagma asta de noul DNA, adică un fel de DNA servit politic, știți, cam asta se lăsa să se înțeleagă. Deci nu mai era vechiul DNA care era, cum să spun, ăla corect, a apărut noul DNA și care era mai incorrect pentru că i-a închetat pe ei. Nu o să facem noi astfel de comentarii, nu prea ne lansăm în astfel de, cum să spun, de discuții. Ne place să lăsăm, cel puțin nouă celor de la PST, să lăsăm ca justiția să-și facă treaba, și dar nu putem să nu remarcăm această, dacă vreți, dualitatea limbajului. Asta este. Eu sper să o remarce și electoratul și să-și dea seama că, de fapt, nu este chiar în regulă ce se întâmplă cu cei de la USR și cei de la PNL, din punctul ăsta de vedere, cel puțin.
Vă spun eu, nu este în regulă, timpul alocat nouă s-a dus foarte repede, s-a consumat, iată, n-aș putea decât să vă spun dumneavoastră, domnule deputat și celor de acasă deopotrivă, că vă mulțumesc pentru faptul că, iată, la ceas de seară, într-o zi călduroasă, nu știu cât apiră să fie dintr-o vară care pare că nu se mai termină, ați rupt din timp pentru asta cu ochii pe ceea ce se întâmplă pe la noi, pe oamenii, nu știu, de la Olt, pentru că dincolo de toate, dincolo de prezentările care se întâmplă pe la centru, haideți să ne aplecăm puțin și să ne pese, parcă de aici încolo, sau măcar și de aici încolo, mai mult de ce trebuie să fim noi de azi încolo, noi cei de la Olt. Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos și eu pentru invitație și o seară plăcută!